Atac masiv al Rusiei lângă granița cu România. Dacă la noi autoritățile nu au descoperit vreo dronă prăbușită, în orașul Izmail atacurile ruse au ucis 3 persoane și au rănit alte 14. Exploziile au putut fi văzute și de pe teritoriul românesc. Rusia a lansat un atac masiv cu drone în orașul ucrainean Izmail, aflat lângă granița cu România. Guvernatorul regiunii Odessa, Oleh Kiper, a anunțat că 3 persoane au fost ucise și alte 14, inclusiv 3 copii de 3, 13 și 14 ani, au fost rănite în atacul asupra orașului ucrainean. Două femei, una de 90 și alta de 69 de ani, dar și un bărbat de 73 de ani, au fost găsiți fără suflare de echipele de intervenție sosite la fața locului. Potrivit guvernatorului, au fost avariate blocuri de locuințe, alte clădiri și mai multe vehicule din apropiere. Statul major al armatei ucrainene a comunicat că o dronă rusească a intrat pe teritoriul României. În total, 32 de drone au fost lansate asupra Ucrainei, dintre care 24 au fost interceptate de antiaeriană ucraineană. De asemenea, armata rusă a lansat o rachetă Iskander-M și două rachete de croazieră X-22. În afară de atacurile din Izmail, armata rusă a atacat și localitatea Inguleț din regiunea Kherson, rănind 6 persoane, inclusiv 2 copii. O altă rachetă rusească a lovit orașul Krivoi Rog, unde o clădire de 5 etaje a departamentului regional al Direcției Principale a Poliției Naționale din regiunea Dnipropetrovsk a fost parțial distrusă. Mai mulți oameni au fost prinși sub dărâmături, iar echipele de salvare se chinuie să găsească supraviețuitori.